Bun găsit oamenilor buni și frumoși, bun găsit tuturor, iubiți credincioși și dragi telespectatori, mulțumim lui Dumnezeu că suntem din nou împreună, mulțumim bunului Dumnezeu că este liniște, pace pe pământ, chiar dacă, iată, ne aflăm în această luptă continuă, totuși mulțumim Domnului că se mai slujește Sfânta și Dumnezeiasca liturghie pe pământ. Atât timp cât în biserici, cât veți auzi clopotele răsunând și veți auzi chemarea preotului, atât timp cât veți auzi binecuvântarea mare și strigarea lui Dumnezeu, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă, să știți că încă Dumnezeu are răbdare cu lumea aceasta. Suntem în duminica 21 după pogorârea Sfântului Duh, o duminică în care Sfinții Părinții ai Bisericii au rânduit ca la Sfânta și Dumnezeiasca liturghie să ascultăm pericopa evanghelică, textul Evangheliei de la Sfântul Evanghelist Luca, cel care ne vorbește despre pilda semănătorului. Este un text extrem de adânc, măcar că poate este singurul text sau printre puținele texte pe care însuși Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, le tâlcuiește sau îl tâlcuiește, astfel încât am crede că am epuizat cu totul adâncurile de taină ale acestui text, ale Scripturii, însă nici pe departe vom vedea că nici pe departe nu este așa, de aceea a și spus Mântuitorul: iată, vă trimit vouă un alt mângâietor care vă va spune vouă toate, vă va mărturisi despre dumnezeirea mea, despre Sfânta Treime și vă va învăța toate, sigur, cu condiția să fiți permeabil la această învățătură. Duminica 21 după pogorârea Sfântului Duh, Sfânta noastră Biserică face pomenirea Sfântului proroc Osea și de asemenea Sfântului mucenic Andrei Criteanul, un alt critean, un alt cretan, să spunem așa, tot Andrei, dar care se pomenește astăzi. Pentru rugăciunile acestor sfinți și a tuturor celor care astăzi sunt prăznuiți, rugăm pe Bunul Dumnezeu să se milostivească spre poporul său, să ne îngăduie, să ne primească rugăciunea în primul rând și să ne îngăduie să facem pocăință, să ne mai dea un puțin timp pentru lacrimi. Așa, dragii mei, suntem din nou împreună într-o călătorie duhovnicească, îndrăznim să spunem duhovnicească, deși cam gângav, dar putem spune că cu adevărat necesitatea aceasta sufletească de a călători alături de Dumnezeu sau spre Dumnezeu este sădită sau prezentă în toată lumea, în fiecare dintre noi. Doar că puțini avem curajul să pornim în această expediție. Știți cum este cu ortodoxia, ca și cum am auzit o pildă sau de fapt o observație pe care a făcut-o cineva în legătură cu paianjenii, care pentru prima dată când încep să țeasă pânza lor de paianjeni, se aruncă în gol pur și simplu. Deci ei pornesc dintr-un colț și se aruncă în gol cu pânza lor de paianjeni și până se prind în altă parte și fac o legătură și după aceea lucrurile sunt simple, dar pentru prima dată, cam așa este, dragii mei, și cu călătoria duhovnicească. Este un abis, un adânc de taină, de fapt, nu e un abis decât
că nu are sfârșit, dar e un adânc de taină în interiorul nostru. De aceea și spune Dumnezeu, împărăția cerurilor este în lăuntrul vostru. Iar pentru că e atât de aproape, nouă ni se pare că în sfârșit este nesatisfăcător. Ceea ce este la noi și e pipăibil și atât de simplu de atins, nici nu merită prea multă osteneală. Însă să știți că cea mai lungă cale, dragii mei, este de la ureche la inimă, după cum vom vedea din chiar cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos în Evanghelia de astăzi. Așadar, duminica în care se vorbește despre pilda semănătorului, astăzi, nu așa cum ne-am închipuit, nu este vorba de un curs de agricultură, ci este vorba de o călătorie, o lucrare duhovnicească, prin excelență duhovnicească, o călătorie în adâncul, de la suprafață până în adâncul pământului, acest pământ care de fapt este țarina inimii noastre, după cum vom vedea. Fiindcă este obiceiul sau rânduiala acestei emisiuni este aceea că în al preasfințitul Părinte Teodosie face o tâlcuire la Evanghelia Duminicii de la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, vă îndemn și vă rog să urmărim împreună cuvântul Chiriarhului. Iubiți credincioși, în această Sfântă Duminică, Biserica ne pune înainte două fragmente din Sfânta Evanghelie. Mai întâi ne prezintă pilda semănătorului, cea mai cunoscută și în același timp și tâlcuită de însuși Mântuitorul Hristos, care ne-a arătat că vorbirea în pilde este mai lesne de înțeles pentru noi oamenii. Dar și o a doua Evanghelie, care ne vorbește prin Sfântul Evanghelist Ioan despre Dumnezeu însuși, cunoașterea lui Dumnezeu, această cunoaștere fiind viață pentru noi oamenii și cunoașterea prin experiență, prin trăirea Harului lui Dumnezeu, care ne-l aduce în lăuntrul nostru pe însuși Dumnezeu prin această cunoaștere în Har. Iată să luăm pilda semănătorului. Ieșit semănătorul să semene. Semănătorul este însuși Mântuitorul Hristos, că El a coborât din cer, s-a întrupat din Fecioara Maria și ne-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu. El ne descoperă pe Tatăl și se descoperă și pe sine ca fiind de o ființă, de o putere și de o slavă cu Tatăl. Și iată, El seamănă sămânța sa. Sămânța sa este cuvântul, cuvântul dumnezeiesc. Și această sămânță ajunge în patru feluri de pământ. Pământul suntem noi, țarina în care seamănă este lumea, iar noi care suntem cei ce primim sămânța, suntem de patru feluri. Unii se aseamănă cu calea bătătorită, unde vine sămânța lui Dumnezeu, dar este călcată cu picioarele de oameni și răpită apoi de diavol. Al doilea fel de pământ sunt oamenii care se aseamănă cu pământul petros. Sămânța cade în acest pământ, răsare îndată, dar nu poate să prindă rădăcină și când este soarele, se pălește și se usucă sămânța care abia a răsărit.
Al treilea fel sunt oamenii care primesc sămânța, dar spinii o năbușă să nu rodească. Aceștia sunt grijile, plăcerile și despătările vieții. Iată, am avut trei feluri de pământ. Unul bătătorit de oameni, în care sămânța ce este răpită. Al doilea, când cade pe pământul pietros, este puțin pământ, dar prea puțin după ce răsare se usucă de arșiță. A treia, oamenii care sunt plini de griji și se lasă năpădiți de toate plăcerile, sămânța dintre spini, și a patra sămânță abia cade în pământul cel bun, care aduce rod. Și pământul cel bun sunt, iată, oamenii care primesc cu bucurie sămânța cuvântul lui Dumnezeu și fac rod într-o răbdare. Acestea grăind, a strigat cine are urechi de auzit să audă. Toți avem urechi de auzit, dar nu toți auzim, pentru că, iată, auzul nostru duhovnicesc este adeseori năpădit de griji. Cuvântul lui Dumnezeu, sămânța aceasta, este însă atât de puternică pentru cei ce își deschid pământul lor, gura, inima și sufletul și primesc sămânța. Și atunci pătrunde în adânc și aduce omul roadă. Dumnezeu voiește ca toți oamenii să primească sămânța și să se mântuiască, că prin această sămânță a cuvântului lui Dumnezeu, noi putem să ajungem la bucuria și la fericirea pe care Dumnezeu ne le-a pregătit în împărăția sa cea cerească. De ce nu toți oamenii pot să se mântuiască, deși Dumnezeu voiește ca toți să se mântuiască și ne aduce sămânța cuvântului său nouă tuturor? Pentru că nu toți sunt statornici în lucrarea cu cuvântul lui Dumnezeu. Și noi, după ce primim cuvântul, putem să lucrăm și prin viața noastră în general. Nu numai cuvântul trebuie să stăruie în mintea și în inima noastră, ci și fapta cea bună, cuvântul trebuie să fie împlinit prin faptă. De aceea, pentru că nu toți oamenii se mântuiesc, nu este vina cuiva din afara noastră, nici a lui Dumnezeu, ci vinovăția este a noastră. Noi chivernisim sămânța, suntem lăsați liberi de Dumnezeu să chivernisim sămânța cuvântului său cel sfânt și dumnezeiesc. Și iată, mai avem încă o cale lăsată de Dumnezeu. Dacă semănătorul este Fiul lui Dumnezeu, a fost pe pământ și a semănat cuvântul lui Dumnezeu coborând din cer, din sânul Tatălui, iată, semănători sunt și cei pe care i-a ales și i-a trimis să propovăduiască cuvântul Evangheliei sale. Apostolii, bărbații apostolici, episcopii, care dăinuie până astăzi în biserică și preoții, citesc cuvântul lui Dumnezeu și îl tălmăcesc ca să ajungă la inima tuturor oamenilor. Dar iată, sunt inimi împietrite și auz care asurzește și ochi care nu văd. Pentru că atunci când nu rămâi în comuniune cu Dumnezeu, cu adevărat pierzi lucrarea seminței cele vii a cuvântului lui Dumnezeu.
Și iată astăzi, încă o cale ne pune Sfânta Biserică, prin Sfinții Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic. I s-au adunat atunci pentru restabilirea cultului Sfintelor Icoane. Însuși Fiul lui Dumnezeu care s-a întrupat a lăsat chipul său pe mahrama Sfintei Veronica, care i-a dat-o ca să-și poată șterge sudoarea de la chinuri și de la osteniala cu care ducea povara păcatelor noastre. Și iată s-a imprimat chipul Domnului pe acea năframă și această icoană avem deasupra Sfintelor uși de la Sfântul Altar, icoana mahramă, nu lipsește din nicio biserică ortodoxă. Și iată, la Sinodul al VII-lea Ecumenic s-a restabilit cultul Sfintelor Icoane, care ne arată chipul lui Dumnezeu, chipul Maicii Domnului, chipurile Sfinților, și noi suntem chipul lui Dumnezeu. Prin Sfinții pe care îi cinstim, noi tot pe Dumnezeu îl cinstim, pentru că Sfinții au întruchipat în viața lor împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, a cuvântului lui Dumnezeu cel viu și lucrător. Atât de multe ne-a lăsat Dumnezeu prin Fiul Său să ne apropiem de El și chemarea sa permanentă prin glasul Sfintei Evangheliei, încât toți oamenii pot să se mântuiască și să vină la cunoștința adevărului. Dar nu toți lucrează după cum spune Sfânta Evanghelie, ca să aducă rod înaintea lui Dumnezeu și să primească să rămână în cetatea lui Dumnezeu în ceruri, cetate stătătoare unde este viața cea veșnică. Să rămânem mereu cu cuvântul lui Dumnezeu în mintea, în inima noastră, în pașii vieții noastre, să facem fapte care să rodească cuvântul lui Dumnezeu în noi. Toți cei ce ascultăm acest cuvânt al lui Dumnezeu, să ne trezim conștiința ca să urmăm calea lui Hristos, calea cea vie, că El ne cheamă la Tatăl Său și ne cheamă să împlinim glasul Sfintei Evanghelii. Să ne ajute pe toți când seamănă sămânța sa, să o primim și El să vină în întâmpinarea noastră și cu toții să aducem rod într-o răbdare ca să primim și mântuirea ca dar de locuire și de viețuire și de comuniune cu Dumnezeu în împărăția cea cerească. Amin. Am revenit în direct, iubiți credincioși, dragi telespectatori, mulțumim înalt preasfințitului Părinte pentru cuvântul de învățătură, pentru, repet, disponibilitatea de a fi prezent în fiecare emisiune, în fiecare duminică, chiar și în această modalitate, înalt preasfințitul dorește să fie aproape de oameni, să încurajeze, să îmbărbăteze în aceste momente, cum am spus la începutul acestei emisiuni, destul de bizare pentru civilizația umană. Spun bizare pentru că sunt fără precedent, chiar dacă civilizația umană a trecut prin, în istoria civilizației, s-a trecut prin multe momente grele, de la probabil potopul lui Noe și până astăzi, omenirea a trecut prin multe momente grele. Totuși, modalitatea de a rezolva problemele era una cu totul și cu totul
firească, era o conjugare de forțe, era o punere în comun a cunoștințelor pentru ca binele, a resurselor pentru ca binele să biruiască. Iată că astăzi paradigma în care se luptă împotriva unei năvăliri, fie și ea și micrometrică, să spunem așa, este cu totul și cu totul bizară, este aproape paradoxală, în orice caz, în multe locuri iraționale. Este de neînțeles pentru un om cu scaun la cap și când spun asta zic un echilibru psihologic să mai înțeleagă ceea ce astăzi este bun, mâine devine greșit, ceea ce mâine este greșit, poi mâine poate fi ameliorat și tot așa. O sumă de bâlbâieli care nu fac decât să adâncească neîncrederea, starea de tensiune, starea de angoasă, de anxietate, bineînțeles, de frică, ca să o spunem direct. Și iată cum ceea ce ar trebui să fie o încercare și să solidarizeze popoarele, să solidarizeze cetățenii, persoanele unei societăți, unui neam, iată că reușește să dezbină. Deci, spun în chip paradoxal, astăzi ne raportăm cu totul și cu totul bizar, irațional, la o luptă pe care se pare că, cel puțin până acum, am pierdut-o. Revenind însă la duminica a 21-a după Pogorârea Sfântului Duh, 17 octombrie, în care această duminică este pomenit Sfântul Proroc Osea și Sfântul Andrei din Creta, care a fost un luptător împotriva iconoclaștilor, iată, sunt pomeniți și părinții de la Sinodul al VII-lea ecumenic, în care s-a tratat definitiv această problemă a cinstirii icoanelor, după cum a menționat, a amintit și în al preasfințitul Părinte Teodosie. Un moment, să știți, foarte interesant, poate că o să facem o emisiune numai despre iconoclasm, iconoclasmul modern, nu acela din secolul VIII și din secolele precedente, dar iconoclasmul din ziua de astăzi. Înțeleg că sunteți în direct câștigător al Marelui Premiu. Bine ați venit, Doamne ajută! Să rămână, Părinte, Doamne ajută! Doamne ajută! Îmi pare bine că ne întâlnim iarăși la viața duhovnicească, după cum zice și Sfântul Apostol Pavel. Cei care sădesc sau seamănă în trup, din trup vor semăna, iar cei care în duh, din duh vor semăna, da, vor culege, aruncând nopii lor. Da, e vorba de a treia categorie, ca să nu să vă rețin prea mult, ce pot să culeagă dintre spini decât cei care au grijile vieții, care cu plăcerile, cu desfătările, exact cum a zis și Maltul. Da, și ce aș vrea să vă mai adaug, să vă mai zic, că asta e și rânduiala oamenilor și era frumos dialogul ăla între teologie, știință și filozofie, că rămăsesem datori de data trecută, asculta foarte bine cu dacă știința s-ar apropia mai mult de cele duhovnicești, ne-ar fi și nouă mai bine, dar trebuie să începem într-adevăr și cu noi, de unde este împărăția cerurilor, o căutăm pe alături. Da. Mulțumim foarte mult. Într-adevăr, aveți dreptate cu dialogul acesta dintre teologie, să spunem, și științele de toate categoriile. Este un lucru foarte așteptat. Noi am început asta, am făcut cu domnul profesor Kirkor câteva dezbateri foarte, zic eu, foarte interesante pe un format teologie-știință. Am făcut, cred că, vreo 10 emisiuni. Am pornit de la facerea lumii, de la crearea
omului de la apariția vieții, de la definiția morții, definiția vieții. Au fost câteva emisiuni în care, sigur, aduceam argumente din ambele părți și am făcut această provocare în sens bun, provocare. Poate cade și pe pământul cel bun, că acum știm de oameni de știință de la NASA care au, după ce și-au dat seama despre tot rostul, despre împărăția cerului, au găsit-o exact ceea ce căutăm și noi, căutăm. Da. Așa, după ce au găsit-o, am înțeles că mulți dintre aceștia au mers în muntele Athos și s-au unit cu totul. Da. Am înțeles, da. Când sămânța cade în pământ bun, în pământ lucrat, atunci cu adevărat rodește desăvârșit, cum spune acolo, este cuvântul acesta, rodește desăvârșit. Vă mulțumim pentru participare. Dacă mai permiteți o mărturisire, de ce am punctat lucrul acesta? Pentru că dialogul ăsta între teologie, filozofie și știință, tot teologia fundamentală ne învață. Dacă nu ai nici credința și știința cea adevărată, poți fi ieșuat și pentru tine să mai ieșuiești și în societate. O pagubă și pentru tine și pentru cei din jur. Bine a punctat Părintele Mitropolit în al preasfinția sa la Sfânta Cuvioasă Parascheva. Vrem să se schimbe lumea. Poate pică pe pământ bun și auzi și cei și apropiații noștri și cei care mai sunt de auzit, că mulți în ziua de azi cred în știință, cred în rațiune, dar numai în împărăția cerurilor nu poate să găsească. Și de asta, poate în comuniunea asta, măcar și cu știința, poate cei care sunt chiar așa raționali și mai mult materiali, că asta este, poate ori auzi și dintre ei noștri, s-o zic ceva, că toți suntem la pământul cel bun. Da. Părinte, mă iertați. Da, vă mulțumim foarte mult. Adevărat, știți ce se întâmplă? Sigur, acesta este un tic verbal, știți ce se întâmplă, este o formă de a-ți contura ideile. De fapt, chestiunea este următoarea. Nici nu știm dacă pământul nostru este bun. Pământul cu adevărat roditor este al sfinților. Adică cei care au ajuns la nepătimire, cei care au ajuns la o îmbunătățire duhovnicească, la o viață îmbunătățită, la o măsură duhovnicească în care sunt de folos, aduc folos, aduc rod, fac o lucrare în via Domnului și aduc bucurie lumii, aduc mângâiere lumii, aceia pot să spună, sau despre aceea putem spune că sunt pământ bun. De fapt, tema emisiunii cam așa s-ar intitula: ce fel de pământ ești tu? Tu ce fel de pământ ești? Și când zic pământ, este vorba de plămada, este vorba de aluatul din care suntem făcuți, pentru că cu adevărat nu există cineva între noi care nu poate să fie pământ bun. Dacă stau să mă gândesc numai la Sfântul Apostol Pavel, care vorbește despre sine, când se prihănește pe sine ca cel născut înainte de vreme și ca ultimul dintre apostoli, cel mai mic și cel mai neînsemnat și cel mai netrebnic, și totuși Dumnezeu s-a milostivit de el, spune: am prigonit biserica peste măsură, am făcut rău peste măsură. Acest peste măsură, sigur, înseamnă că el a fost nu numai girant, să spunem așa, sau spectator, el a făcut efectiv rău, el chiar și-a mânjit mâinile de sânge de creștin. Ceea ce sigur că este un lucru extrem de dur, mai cu seamă că Anania, cel din Damasc, căruia Dumnezeu i-a poruncit să-i deschidă ochii lui Saul și să-l catehizeze, să-l învețe Evanghelia, să-i spună despre împărăție, a refuzat pentru că îl cunoștea ca un om rău. Un om care a prigonit biserica, care a făcut mult rău. Deci pământul acesta, ce am putea spune despre Saul?
ce fel de pământ era sau înainte de convertire, ce fel de pământ era Saul? Păi era, sigur, un pământ stricat, deși am putea spune că totuși exista în pământul acesta nutrienți, vedeți? Saul a cunoscut foarte bine învățătura Mântuitorului Hristos înainte de convertire. N-o primea, bineînțeles, pământul lui era înțelenit, era înțepenit sau era cultivat cu o altă cultură, cu o sămânță, sigur, neroditoare. Însă pământul acela, iată, prin binecuvântarea lui Dumnezeu, a devenit roditor. De aceea, noi, cu mila lui Dumnezeu și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului, am primit acest hram la Capela Tinerilor, Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca. Deci, ca ocrotitoare a bisericii noastre, unul din hramuri este prăznuirea Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca. Deci o avem ocrotitoare pe Sfânta Maria Egipteanca, care, ce pământ a fost Maria din Alexandria, Egiptului, sau a fost, iertați-mă, o prostituată celebră în secolul V. Cum am putea spune că dintr-o cârpă lepădată, iată, Dumnezeu a putut să facă o asemenea sfântă, încât cuviosul Zosima, care era unul dintre cei mai îmbunătățiți călugări preoți la vremea respectivă, unul dintre cei mai mari asceți ai vremii sale, s-a căzut în genunchi și nu s-a mai ridicat de acolo până când cuvioasa nu i-a dat o binecuvântare. Vă dați seama ce bariere a rupt Sfântul Zosima, ce prejudecăți, ce stereotipuri a aruncat în aer în secolul acela în care femeia și în zona aceea de lume în care femeia era obiect, putea fi cumpărată alături de cămile sau de oi sau de capre. Uneori era mai ieftină decât un animal bun de povară și, bineînțeles, era sclavă în societățile acelea, cum sunt și astăzi multe dintre societăți în care inclusiv noi disprețuim femeia, așa ortodoxi cum suntem, o disprețuim din moment ce o avem expusă, despuiată pe toți pereții, pe toate reclamele. Este o mare rușine, în paranteză fie spus, pentru bărbații acestei țări, că sunt de acord sau că suntem de acord ca femeile noastre, iubitele, mamele, soțiile, fiicele, să fie expuse, dezbrăcate în reclame alături de, nu știu, pompe de căldură sau de mașini, de curse sau, în sfârșit, de orice fel de obiect. Să permitem să obiectualizeze în felul acesta femeile din neamul nostru. Dar, în sfârșit, este o perioadă, poate cândva copiii noștri, văzând neputința, dar și năzuința noastră și pocăința noastră, poate că ei vor ajunge la această performanță de a-și apăra, a-și ocroti femeia și a pune-o pe tron acolo unde este locul. Închid paranteza. Deci, în acest sens, putem spune că pământul cel bun este, de fapt, darul lui Dumnezeu. Deci el este și semănătorul, are și sămânța sa, dar el, până la urmă, răscolește și pământul acesta. Vă spuneam de Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca, care ajunsese la o asemenea măsură, la o asemenea înălțime duhovnicească, încât Sfântul Zosima a luat binecuvântare de la ea, repet, spulberând orice fel de clișeu, orice fel de stereotipie, orice fel de discriminare care era la vremea aceea, refăcând, dacă vreți, chipul și demnitatea femeii, aducând-o pe femeie în demnitatea pe care a dat-o Maica Domnului, bineînțeles, creștinismul. Așadar, tu ce fel de pământ ești?
De ce poți să spui despre tine, tu cel care spui despre tine că ești pământ bun, de ce crezi că nu greșești? Iar tu cel care zici despre tine că ești pământ rău, soi rău, de ce crezi? De ce nu poți să crezi că greșești? Fiindcă, iată, în Ortodoxie, dragii mei, avem o sfidare a legilor genetice. Și unde avem această sfidare? Acolo unde neghina poate fi transformată în grâu. Acolo unde, din punct de vedere genetic, al ingineriei genetice, neghina nu poate să ajungă niciodată să fie aliment principal, așa cum este pâinea, să se facă făină de neghină pe care să o mănânci ca pâine. Ei bine, în Ortodoxie, iată, pământul cel mai steril, dacă nu cumva e pleonasm, deci sterilul, piatra, țărâna, locurile cele mai neroditoare pot deveni cu rod desăvârșit sub acțiunea harului, sub acțiunea căldurii, umezelii și iubirii pe care o aduc, le aduc harul lui Dumnezeu. Atât de minunat este, dragii mei, să înțelegem că de fapt fiecare dintre noi poate să fie un Saul viitor, Pavel, fiecare dintre noi poate să fie un Moise Arapul, fiecare dintre noi poate să fie un Dismas, tâlharul de-a dreapta, fiecare dintre noi poate să fie o Maria Egipteanca, o Maria Magdalena, un Matei Vameșu, fostul Levi. Câți dintre noi nu putem să vedem că pământul acesta neroditor de fapt poate să aducă atâta roadă bogată cu condiția ca sămânța să fie bună, dreaptă, să fie sămânța lui Dumnezeu și noi să primim această sămânță și să o îmbrățișăm cu toată dragostea. Sunteți în direct, bine ați venit! Doamne ajută, părinte! Bucurie, Doamne ajută! V-am mai sunat cu câteva săptămâni în urmă. Vreau să-mi exprim părerea față de ceea ce a apărut în programele de televiziune referitoare la obținerea de fonduri europene pentru Biserica Ortodoxă și monumentele și bisericile ortodoxe. Da. Și vreau să fac referire la ceea ce se discută astăzi, de ce fel de pământ ești. Da. După părerea mea, acel domn care a întocmit acel material provine din zicala aceea de la primul titlu. Așa. Credința lui a nimerit pe un pământ cu mărăcini. Și după părerea mea, acel domn putea să se adreseze pentru aflarea adevărului la organele Bisericii Ortodoxe și după aceea să pună în discuție acea chestiune. Da. Și nu s-a gândit, știți, tot de la epistolele religioase, că a aruncat piatra fără să gândească. Mai mult cine decât... e vinovat și cine a greșit. Mai mult decât atât, știți ce a făcut? Eu o să închid, părinte, da. Să vă ascult pe sunet. Dacă am înțeles. Dacă ați cu deschis... mult respect și multă, multă sănătate. Bucurie, și Doamne ajută! Nu știu dacă ați observat, în atâția ani și de radio și de televiziune am evitat subiectele acestea, doar dacă cineva a intrat în direct și a provocat, atunci sigur că da, nu pot să mătur praful supreș, să spunem așa. Dacă ați deschis acest subiect, poate că reușim să facem o legătură. Dumneavoastră ați făcut o legătură referindu-vă la realizatorul materialului. Eu vă spun ca unul care
cred că mă pricep după 20, mai mult de 20 de ani de profesie, cred că mă pricep puțin așa la să articulez o lucrare juridică, să spun, că aici este de fapt miezul discuției, dacă acest reportaj, acest material are consecințe juridice, bineînțeles presupun judiciare. E bine, să știți că materialul nu m-a convins, însă dacă ați deschis subiectul, vă voi spune un lucru. Și dacă e de la Dumnezeu sau nu, dumneavoastră să hotărâți, fără să fac niciun fel de apreciere asupra mecanismelor, fenomenelor din biserică, eu vă spun doar un singur lucru și vreau să dumneavoastră să vă gândiți dacă este drept sau nu. Pe de o parte, aș putea spune să fac o legătură, o pârghie între neutralitatea bisericii în privința acestei lupte care se dă acum la nivel mondial a Bisericii Ortodoxe Române, această presiune care se face tot timpul asupra Bisericii Ortodoxe Române ca să fie pentru campanie, ca să fie în sfârșit corectă politic. Foarte corectă politic. Această presiune care se face asupra Bisericii este în sfârșit pe cât de nedemnă, pe atât de puternică. Mă gândesc că este o legătură, că este o formă de șantaj asupra bisericii și asupra, bineînțeles, conducerii bisericii. Aceasta numai cu titlul de ipoteză, dar pot să mă gândesc ca unul care am văzut câteva decenii de lupte în zona aceasta. Dar ceea ce este concret și cer, pot să vă spun următorul lucru. Astăzi când vorbim și în următorii ani, nu știu dacă un deceniu, să dea Dumnezeu să fie mai mult, singurul pământ românesc pe care veți călca va fi cel al bisericii. Patrimoniul bisericii va fi singurul pământ românesc pe care veți putea călca. În rest, se va putea face lucrul acesta, dar cu un preț, și aș zice așa retoric, cu ce preț? Sau pur și simplu va fi în mod exclusiv deținut de alogeni. Ceea ce înseamnă, dragii mei, că dincolo de această imagine atât de mercantilă, atât de materialistă a lucrării bisericii în lume, în societate, pot să vă spun că este chiar o datorie de onoare și o datorie patriotică și de securitate națională ca biserica să cumpere cât mai multe terenuri. Iar dacă eu aș avea, dacă aș avea credibilitate, sigur că nimeni nu dă doi bani, probabil, pe ce spun, dar eu, dacă aș avea credibilitate, mi-aș da verigheta jos din mână acum și aș pune-o pe un taler ca să fie vândută și lichidată și banii aceia să fie folosiți ca biserica să cumpere terenuri. De ce? Sigur, prin mecanisme transparente, astea sunt alte discuții, dar să știți că biserica, indiferent câți bani ar primi, ar avea, ar produce, nu-i expatriază, nu cumpără proprietăți pe coasta de Azur, nu se duce la casino, nu cumpără acțiuni la firme, la Pfizer, ci cumpără proprietăți, cumpără teren, cumpără păduri, face spitale, face așezăminte, face biserici, restaurează aceste monumente despre care se vorbește. N-aș fi vrut să intru în acest subiect, credeți-mă, nu este niciun fel de scenariu, cel care a sunat, cred că l-a durut inima, a spus că realizatorul este în sfârșit împietrit la inimă și că sămânța a căzut, a rodit până la un moment dat, dar după aceea când a venit ispita a căzut. Nu am nimic cu acel om, pot să-l înțeleg, pot să înțeleg ca unul care vin din zona educației materialismului științific, pot să-l înțeleg ca unul care a purtat cravată de pionier și, nu știu, probabil carnet de utecist că toată lumea avea,
pot să înțeleg ca unul care am aplaudat și am dat examen la facultate înainte de 89 din congresul PCR, parcă congresul al 11-lea sau al 12-lea, nu mai țin minte că era în 80 și ceva, pot să-l înțeleg că a făcut asta. Ceea ce nu pot să înțeleg este viclenia cu care s-a făcut acest material și anume modul insidios prin care se dorește o discreditare a patriarhului și a clerului în special. Ce este important? Pământul cel bun este important. Eu năzuiesc și îl rog pe bunul Dumnezeu ca Preafericitul și bine, Sfântul Sinod cu toți clericii să iată noi cu mila lui Dumnezeu avem la Constanța un ierarh care stă drept. Nu se teme de cezar, nu se teme de decât de Dumnezeu. Mărturisește că Iisus este Hristosul. Iar cei care nu mărturisesc că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și că este Hristosul sunt antihriști. Asta nu o spun eu. Cu alte cuvinte, ceea ce vreau să spun este că Dumnezeu a îngăduit și o cernere. Fiindcă este multă amestecare, iată Dumnezeu a îngăduit o cernere. Astăzi se cer și cugetele, piatra de poticnire este Hristos ca de obicei și bineînțeles biserica sa. Această extraordinară, și abandonez subiectul în clipa aceasta, mai spun o propoziție simplă și abandonez subiectul pentru că nu m-am pregătit, dar dacă vă face plăcere, mie nu-mi face plăcere scandalul și polemica. De aceea vreau să abandonez subiectul. Vă spun doar atât. Sunt fericit că pot să văd mănăstirile făcute de Sfântul Ștefan, că sunt refăcute, că sunt poți să aliniezi cu aparat laser pomii din cimitirul, brazii din cimitirul de la Sihăstria. Să meargă reprezentantul, designerul de la firma Mercedes, să meargă în cimitirul de la Sihăstria și să vadă cum sunt aliniați brazii în cimitir, acolo unde sălășluiesc sfinții noștri, să vadă dacă este o abatere de un centimetru și să-și dea seama cine este poporul acesta. Până și firele de iarbă sunt aliniate în mănăstirile noastre. Mergeți la părintele de la Bănceni, la părintele Mitropolit, să vedeți acolo ce a putut să facă un om. Vizitați mănăstirile noastre unde este pământ românesc. Să vedeți ce înseamnă rezistența prin credință la Bănceni, pe un pământ cu totul și cu totul ostil neamului nostru, limbii noastre, credinței noastre. Să vedeți ce a putut să facă un om acolo având încredere în Dumnezeu și expunându-se tuturor pericolelor posibile, la otrăvit, la tentativă de omor și câte altele. De ce? Pentru că vrea să fie acolo pământ românesc. Că de fapt, zic și eu versul acesta lui Stratan, m-am înfățișat lui Dumnezeu să-i cer pământ pe pământul meu. Nu vă dați seama ce paradox extraordinar că biserica cere bani ca să-și cumpere pământurile care i-au fost luate. Nu ne crapă obrazul de rușine să facem lucrurile acestea. De fapt, noi acum ne milogim, stăm cu căciula în mână să primim niște amărâți de bani cu care să cumpărăm pământurile care au fost expropriate acestui neam, pentru că biserica aceasta nu este desprinsă de neamul ei. Nu este o instituție, în sfârșit, cum îi spune, o multinațională. Biserica este acest neam. Și prin biserică și prin patrimoniul bisericii practic se va păstra pământ românesc pe care dumneavoastră vă veți putea închina, vă putea să călca, vă veți putea bucura și vă veți putea îngropa morții, dragii mei. Pentru că dacă n-ar fi fost biserica ortodoxă, dacă n-ar fi fost femeile acestui neam, cimitirele ar fi fost moluri. Și să știți că nu e departe lucrul acela. Priviți ce s-a întâmplat în Kosovo. Am încheiat politica
nădăjduiam să nu mă provocați la asta, dar nu mi-a ieșit. Știu, dar acesta este un gând pe care cred că mi l-a dat Dumnezeu și dumneavoastră trebuie să socotiți dacă e de la Dumnezeu sau nu. Dacă mâine se pune problema să muncesc un an gratuit, să-mi iau încă o slujbă și munca mea să se ducă într-un teren, într-o pădure, într-un cimitir al bisericii, eu fac asta. Nu pentru că sunt preot. Că asta oricum e treaba mea. Dar dacă trebuie să fac mai mult, am să fac asta. Pentru că știu că copiii mei vor putea să stea cu piciorul, cu picioarele pe un pământ românesc, să vorbească românește, să se închine în numele Preasfintei Treimi, să-și plângă morții, să audă clopotele și să chemarea la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Dacă vreți altceva, sigur, faceți ce vreți să faceți, cum a spus Mântuitorul lui Iuda. Fă de grabă ce ai de făcut. Dar să știți că biserica este mireasa lui Hristos și porțile iadului nu o vor birui pe ea. Biserica este trupul lui Hristos. A sădit mireasa aceasta în trupul său și el este capul și porțile iadului nu o vor birui, dragii mei. Așa că atâta timp cât pământul acesta mai scoate sfinți, înseamnă că este un pământ bun. Și înseamnă că în pământul acesta, dacă arunci un bob de grâu chiar la suprafață, el va da roadă. Când au dus pământul nostru din România la un laborator în Londra, acum 27 de ani, ne-au trimis aceea o scrisoare după analiză și au spus: nu v-am cerut îngrășământ, v-am cerut pământ. Ei bine, sigur că da, după ce le-am răspuns că acesta e pământul românesc care e îngrășat, dragii mei, cu sângele martirilor, cu sângele părinților și bunicilor noștri care n-au murit pentru a face o țară, un imperiu, ci au murit ca să-și apere neamul, să-și apere biserica, sărăcia. Eu îmi apăr sărăcia și nevoile și neamul. Ei bine, așa va fi până la sfârșit poporul acesta și nu vom fi noi, să știți, acea legătură slabă și nevolnică din neamul acesta, încât cu noi să dispară neamul acesta românesc, de fapt creștinesc de pe pământ. Dumnezeu nu ne va lăsa. Pământul acesta încă rodește sfinți. Atât timp cât avem liturghie și pământul acesta rodește sfinți, dragii mei, este un pământ bun și roditor. Chiar dacă sămânța cade alături de drum, chiar dacă ea cade pe piatră, pentru rugăciunile sfinților, părinților noștri și mucenicilor acestui neam, care de 20 de veacuri păstrează nealterată credința aceasta și învățătura lui Hristos, pentru rugăciunile acestora, pentru tezaurul acesta pe care ni l-au lăsat, pământul acesta va rodi sfinți atât cât Dumnezeu îl va binecuvânta. Cred că a fost o digresiune cam lungă, mă anunță că am terminat emisiunea, să nu mă provocați data viitoare cu Sfântul Ștefan cel Mare, că o să ne trebuiască 3 emisiuni. Eu vă îmbrățișez cu toată dragostea, credeți în inima voastră, credeți în instinctul pe care îl aveți, pe care l-a dat Dumnezeu, pentru că, într-adevăr, un român nu poate să fie altceva decât creștin și ortodox. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să miluiască neamul acesta, care a mai trecut și prin alte furtuni, dar a ieșit biruitor întotdeauna.